Bună seara! S-a produs o nouă tragedie într-un spital din România și nicio declarație politică de tipul e de neacceptat așa ceva sau vinovații trebuie să plătească sau demiteri de manageri nu pot ascunde faptul că e ceva profund greșit în gestionarea sistemului de sănătate cu COVID sau fără. Dincolo de erorile unui manager sau ale unor medici, vorbim despre lipsa unor standarde și a unei politici unitare de aplicare a lor, de lipsa unei injecții de resurse în sistem, iar aici responsabilitatea merge până la vârful guvernului, a oricărui guvern. Doar că nu își asumă nimeni nimic, la fel cum premierul caută acum vinovați oriunde altundeva decât în curtea proprie pentru lipsa de pregătire în fața valului 4. Vorbim despre asta. Și aflăm în doar câteva minute și numele noului președinte al USR Plus. E important cum va influența această alegere negocierile pentru revenirea în coaliție, dacă vor exista unele. Opoziție sau guvernare? Căutăm răspunsul. Sunt Tudor Mușat, actualitatea începem chiar acum. Mai întâi despre tragedia de la Constanța, autoritățile de sus până jos fac ce știu mai bine. Caută un acar pe un. Klaus Iohannis deplânge soarta statului, pe care de altfel îl conduce de 7 ani. Câțu a demis un userist de la o agenție care ar fi trebuit chipurile să verifice spitalele. Arafat spune că vinovată e instituția, nu o persoană anume, în niciun caz ISU, iar Cheche Attila, interimar la sănătate, pur și simplu ridică din numeri. Primarul Constanței, în subordinea căruia e spitalul, spune că le-a dat de toate. Primul oficial care a ieșit după tragedia de la Constanța a fost ministrul sănătății Cheche Attila, care ne-a explicat senin că nu are de unde să știe cine e vinovat, dar să avem răbdare. Ceea ce privește partea de securitate la incendiu, aici cei de la inspectoratul de stat, cei de la ISU, sunt în măsură să vă dea toată situația și evident vor veni, am discutat și cu domnul doctor Arafat, în momentul în care toate datele și informațiile sunt disponibile, vom pune la dispoziția presei aceste date și informații. Această parte a măsurilor este o parte de specialitate care ține de ISU și va trebui să lăsăm specialiștii de la ISU să vă dea aceste răspunsuri. Eu nu doresc să mă pronunț peste specialiști. Specialiștii trebuie să vină să spună ceea ce au găsit. Iar dacă nu a dorit ministrul sănătății să se pronunțe, am sperat că aflăm lucruri noi de la ministrul internelor. Lucian Bode a recunoscut că sunt disfuncționalități. Am avut un control desfășurat la Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța în luna noiembrie anului trecut, respectiv un control desfășurat în luna februarie acestui an. Acolo au fost constatate o serie de disfuncționalități și nereguli, au fost aplicate sancțiuni, dar despre toate aceste disfuncționalități, nereguli și termenele de conformare vă va vorbi de la fața locului domnul secretar de stat Raed Arafat. Și atunci am ascultat ce ne dezvăluie Raed Arafat, care nu a găsit niciun vinovat și consideră că statul funcționează perfect. Legea aici nu are nimic cu rezolvarea problemelor. Nu există probleme legislative pentru a rezolva aceste chestii. Dacă statul român nu funcționa și dacă instituțiile din România nu funcționau, astăzi nu se ajungea în câteva minute, nu se stângea incendiul, nu se făcea tot ce s-a făcut. Veneam aici și mi se spunea că n-avem loc pentru pacienți, veneam aici și mi se spunea că pacienții au murit în spital pentru că n-am putut să-i preluăm, adică cei care au fost evacuați, atenție, tragedii din păcate se întâmplă. Statul încearcă să facă absolut tot ce este posibil și are obligația să facă absolut tot ce este posibil. Însă statul despre care vorbește Raed Arafat a eșuat și o spune chiar șeful statului. Astăzi, din păcate, statul român a eșuat în misiunea sa fundamentală de a-și proteja cetățenii. Este o zi neagră de doliu pentru națiunea română. Se arată într-un comunicat al administrației prezidențiale. Nici premierul Florin Câțu nu prea a știut ce să explice, așa că nu s-a pronunțat. Ceea ce privește cauzele incendiului, nu mă voi pronunța în acest moment, așteptăm informațiile și vom vedea exact ce s-a întâmplat.
Da, discutăm imediat despre ce s-a întâmplat la Constanța. Între timp, informații de ultimă oră ne spun că Dacian Cioloș este noul președinte al USR Plus. Ar fi câștigat aceste alegeri foarte strâns, cu 50,9% aproximativ. Declarații de acolo și confirmarea acestui rezultat în doar câteva momente. Rămâneți alături de noi să vedem ce turnură vor lua lucrurile în plan politic în următoarea perioadă. Ne întoarcem la ceea ce s-a întâmplat la Constanța. Important de spus, în această seară, primarul Constanței, în subordinea căruia se află acest spital de boli infecțioase, recunoaște că spitalul i-a cerut bani pentru detecția incendiului, pentru acei senzori care să detecteze incendiile, dar spune era normal să nu finanțăm această cerere atât timp cât noi lucrasem la un proiect european. Și mai spune ceva primarul Constanței, Virgil Chițac, și aici pare o afirmație de un pragmatism care frizează nu doar cinismul, ci mai mult decât atât. Vaccinați-vă ca să nu ajungeți în astfel de situații, recomandă el tuturor românilor. Îi salut pe profesor dr. Șerban Bubenec, președintele Societății Române de Anestezie și Terapie Intensivă, și pe profesor dr. Daniel Coriu, președintele Colegiului Medicilor din România. Bună seara, domnilor, mulțumesc foarte mult. Domnule profesor Bubenec, ce e greșit, ce e profund greșit în felul în care sunt abordate lucrurile? Pentru că iată aici despre un ATI vorbim. În primul rând, condolențe tuturor celor care au pierdut pe cineva drag astăzi la Constanța și deplină empatie celorlalți pacienți care au pățit ce au pățit, dar și colegilor noștri care încă o dată s-au comportat exemplar și au reușit să minimalizeze până la urmă efectele devastatoare ale acestui incendiu. Și ei sunt la fel de șocați ca și pacienții și, din păcate, ei vor fi cei care sunt printre primii acari pe un, între ghilimele, pentru că în loc să se ocupe mâine de alți pacienți, vor trebui să dea explicații la poliție și la procuratură de ce doctorii nu reușesc să stingă incendiul înainte de a apărea. Ori, dacă vrem să răspundem la întrebarea asta, e foarte simplu. Noi am descoperit incendiile din spitale, în secțiile de ATI, după luna octombrie 2020, după drama de la Piatra Neamț, când Societatea Română de Anestezie și Terapie Intensivă, împreună cu Comisia ATI din Ministerul Sănătății, am făcut un audit și am arătat că peste 40% din instalațiile de gaze medicinale, electrice și electrice din secțiile de terapie intensivă sunt neconforme. Și în urma acestui audit a fost o intervenție energică, hotărâtă și decisivă, spune eu, a președintelui României, domnul Klaus Iohannis, care a cerut imperativ rapid Ministerului Sănătății și Ministerului Fondurilor Europene să aloce fonduri. Ceea ce, din fericire, s-a întâmplat, suntem în paradoxul în care instituțiile de la vârfa statului și-au făcut datoria, pentru că în luna martie, deci la 3 luni, 4 luni după primul accident, s-a lansat programul operațional pentru pe bani europeni care finanțează reparația sau chiar instalarea de novo a senzorilor de oxigen, a centralelor de ventilație care trebuie să elimine oxigenul în exces. Adică asta e explicația declarației primarului pe care am auzit-o mai devreme, de fapt. Da, din păcate, acest proiect în care există bani europeni și care au fost alocați de urgență la cererea României, el nu s-a blocat la nivelul ministerului, la nivelul ministrului. El s-a blocat undeva la nivelul mai de jos, din două motive. Unu, spitalele, majoritatea dintre ele, n-au cum să producă niște planuri complicate de centrale de ventilație și de senzori de oxigen, chiar dacă medicii anesteziști sunt experți în fizică medicală, nu pot să facă planuri tehnice. Iar planurile astea tehnice costă și nu s-au alocat bani explicit pentru lucrul ăsta la nivelul spitalelor. Câteva mii de euro, 3-4 mii ar fi suficiente pentru spitale. Și doi, ceea ce este mai grav, este că la nivelul Ministerului Fondurilor Europene nu s-a înțeles caracterul de urgență al acestei intervenții.
și s-au făcut toate formularele de aplicare așa cum se fac pentru toate celelalte fonduri europene. Ori în condițiile în care Europa a înțeles caracterul de urgență, avem niște funcționari care n-au înțeles că lucrurile trebuie fluidificate rapid și simplificate. Da. Astfel încât, deja din martie până acum, din ce știu eu, aproape niciun spital n-a reușit să acceseze acești bani, motiv pentru care termenul a fost prorogat până în martie anul viitor, în care spitalele pot depune. Dar vedeți, asta am descoperit noi în ultimul an, pentru că toate strigătele corpului medical din ultimii 30 de ani au rămas până la drama de la Piatra Neamț, au rămas fără niciun fel de ecou. Da, iar între timp, trebuie spus, noi am avut 10 astfel de incendii în spitalele din România. Cele mai proeminente sunt cele de la Matei Balci și de la ce am mai văzut, de la Piatra Neamț, pe care l-ați menționat și dumneavoastră, cel de la Constanța. Acum, domnule profesor Coriu, premierul o pune pe seama lipsei de pregătire generale în legătură cu valul 4, adică după ce că n-aveam paturi, acum e și supraaglomerare, heirupism și lucruri de genul ăsta, practic, ne lasă să înțelegem. Care e buba, de fapt? Care e problema, după dumneavoastră? Permiteți să-mi exprim condoleanțele mele familiilor care au pierdut pe cei dragi în această tragedie. Din nou o tragedie, o mare tragedie care confirmă problema majoră a sistemului medical românesc. Un sistem medical învechit, cu infrastructură veche, supra-solicitată. Iar ca președinte al CMR-ului, al Colegiului Medicilor din România, spun din nou și am spus-o de cel puțin un an, așa nu se mai poate. Este inacceptabil să moară pacienții din cauza acestui sistem medical învechit. Nu medicii sunt vinovați. Nu căutați vinovați în rândul medicilor. Ei salvează vieți, ei salvează pacienți. Nu medicii sunt responsabili de buna funcționare a echipamentelor. Pentru asta avem nevoie de experți, avem nevoie de persoane dedicate, exact cum a subliniat colegul meu, domnul profesor Bubenec, avem nevoie de experți în aceste echipamente scumpe care le avem, le-am achiziționat, dar nu avem experți capabili să ne asigură o mentenanță. Noi încă de anul trecut, după incendiul de la Piatra Neamț, am lansat un angajament pentru sănătate. Am cerut guvernanților să facă un plan strategic care să fie aplicat indiferent de cine este la guvernare. A căuta vinovați punctual, că este un ministru, un fost ministru sau un prefect, sau nu are nicio importanță pentru noi. Ei toți sunt vinovați. Toți care au condus această țară până la acest moment, ei toți sunt vinovați. Da, politica, vedem acum, e să găsim mici țapi spășitori pe traseu, cum ar fi acest domn Berbecar, demis de premier de la conducerea Autorității Naționale pentru Managementul Calității în Sănătate, care zice că oricum vizitele de control au fost suspendate încă din aprilie. Mergem, vă spuneam, și la USR Plus, s-a ales noul președinte, ascultăm anunțul oficial. Da, un rezultat așteptat dintr-o clipă în alta, din informațiile pe care le avem, vă spuneam, noul președinte al formațiunii ar fi Dacian Cioloș. Va urma și anunțul oficial, a fost un congres în care s-a votat vreme de mai multe zile. Felul de sunet, ziua, domnilor și domnilor. Ce? 1-9, 1-8. Da, vă spuneam, un congres în care s-a votat vreme de aproape 2 săptămâni, în care au fost și acuzații de fraude, că ar fi votat persoane care decedaseră sau care nu aveau dreptul să voteze.
Un congres care s-a desfășurat ceva mai discret, pentru că lumina reflectoarelor a fost furată de congresul PNL, dar care are și el o miză foarte importantă, pentru că va depinde și de noul președinte, dar și de noua formulă de conducere, care urmează să fie validată de congresul din acest weekend, împreună cu strategia, bineînțeles, vor depinde și negocierile de revenire în coaliție. Alegerilor pentru președinția USR Plus au votat 38.511 colegi dintr-un total de 44.540 care au primit mail-ul cu link-ul pentru vot, cu aplicația de vot, și în urma voturilor exprimate de colegii noștri sau clasamentul este următorul: Dacian Cioloș a întrunit 19.603 voturi, Dan Barna 18.908 voturi. Ăsta este rezultatul în urma votului electronic, ce va fi trimis spre validare către Congresul USR Plus, ce va avea loc în acest weekend. Îi dau cuvântul lui Dan Barna. Înainte de a vorbi despre acest rezultat, vreau să transmit condoleanțe familiilor victimelor incendiului din spitalul din Constanța. Este încă o tragedie dramatică pentru România și îmi exprim solidaritatea și condoleanțele pentru fiecare familie care a pierdut un membru astăzi. Vorbind în continuare despre rezultatul votului, vreau să le mulțumesc colegilor care au participat la acest demers fără precedent în istoria politică din România. Faptul că, iată, 45.000 de colegi, de membri USR Plus, peste 85% și-a exprimat votul, este o dovadă neechivocă că USR Plus este un partid viu, că USR Plus este un partid dinamic și este un partid în care democrația există și funcționează. Știu că e multă dezamăgire și supărare în echipa celor care m-au susținut. Știu că în egală măsură este mult entuziasm și bucurie în echipa colegilor care l-au susținut pe Dacian Cioloș și până la urmă despre asta e vorba într-o competiție firească și într-o competiție importantă, așa cum este cea din USR Plus. Dar dincolo de asta, de luni încolo, rămânem același partid solid, același partid solidar, același partid vertical care a dus în România reformă. Performanța miniștrilor noștri în guvern este una absolut spectaculoasă și e foarte greu de contestat. În egală măsură vreau să mulțumesc Secretariatului General, Comisiei Electorale, tuturor liderilor USR Plus din țară care s-au implicat și au mobilizat colegii, de o parte sau de alta, bineînțeles, pentru a obține un rezultat care, iată, arată că o mare parte, o foarte mare parte din USR Plus și-a exprimat opțiunea. Am încheiat acest mandat cu satisfacții majore. Am preluat un partid cu 1000 de membri și 50 de filiale. Astăzi avem peste 1000 de filiale, avem peste 50.000 de membri. Este o creștere absolut spectaculoasă și este rezultatul unui efort pe care împreună cu colegii mei l-am făcut și cred că e un bilanț absolut remarcabil. Deși avem acest rezultat, care evident nu mă bucură în mod particular, continui să spun și să-i mulțumesc lui Dacian Cioloș pentru faptul că fuziunea USR Plus a fost decizia corectă și necesară pentru a avea astăzi un al treilea partid puternic, un al treilea partid care duce și poartă cu el speranțele din reformă și modernizare ale României, și am foarte multă încredere că acest partid în 2024 va da președintele României și acest partid va fi principal partid de guvernare în 2024. Acesta este în egală măsură responsabilitatea uriașă pe care, ca să privești partea bună a lucrurilor, o pun acum pe umerii colegului meu și președintelui ales de către membrii Dacian Cioloș, și îi spun un lucru foarte clar. Rămân alături în acest proiect, rămân să susțin pe mai departe acest proiect în care cred foarte mult. USR Plus rămâne un partid puternic. Mult succes, Dacian, felicitări! Și un mandat foarte bun! Bună seara! În primul rând vreau să transmit condoleanțe tuturor celor care și-au pierdut apropiați în incendiu de la spitalul din Constanța. Îmi dau seama ceea ce
simt și orice scuză și orice explicație care vor trebui să vină, oricum, pentru că avem lucruri de făcut, statul român are nevoie de reformă la toate nivelurile, dar dincolo de aceste explicații îmi dau seama că nimeni și nimic nu poate să explice și să justifice pierderea de vieți omenești din neglijență, din indiferență sau din alte motive care țin de responsabilitatea celor care își asumă conducerea statului. Vreau, revenind acum la alegerile noastre interne, vreau în primul rând să le mulțumesc colegilor din partid care au votat în număr foarte mare și, așa cum spunea și Dan, cred că am dovedit că putem avea maturitate și înțelepciune să ducem la bun sfârșit un proces democratic, un proces deschis membrilor, cu toate complicațiile aferente și dificultățile, dar mi se pare foarte importantă participarea aceasta masivă la vot, pentru că asta arată că cei care s-au înscris în USR Plus, fie în USR, fie în Plus, cred în acest proiect al fuziunii și iată că îl validează printr-o participare masivă la aceste alegeri. Vom avea multe de făcut împreună, dar cred că e un pas important în acest proces de fuziune de facto al USR și Plus, pentru că rezultatul acesta arată că nu există aceste falii între foști useriști și foști plusiști și că putem lucra împreună și sunt convins că este un mesaj important pe care îl vom înțelege și la nivelul conducerii organizației noastre centrale, dar și în filiale, că iată, membrii vor să lucreze împreună și că nu facem aceste diferențe între fost USR și fost Plus. Vreau să le mulțumesc colegilor din Secretariatul General, Comisia Electorală, toți cei care s-au implicat în acest proces pentru a-l organiza, cu toate imperfecțiunile lui. Am avut și sesizări și plângeri, o parte dintre ele au fost clarificate de Comisia Electorală, altele urmează să fie clarificate, pentru că dincolo de orice mi se pare important să limpezim lucrurile, membrii noștri să aibă încredere că un astfel de proces democratic poate să decurgă în condiții bune. Vom învăța și vom trage consecințele din experiența acestui proces, pentru că pe viitor mi-aș dori să avem cât mai multe astfel de ocazii, oportunități pentru ca membrii de partid să participe la deciziile pe care le luăm în partid. Noi cerem transparență pentru ceea ce se întâmplă în România, cerem onestitate și cred că aceste lucruri trebuie să le dovedim și în partid înainte de a le cere celor din afară și cu atât mai mult aceste lucruri vor trebui clarificate în perioada următoare, să ne asigurăm că putem conta pe încrederea celor care ne-au oferit la rândul lor încredere. Pentru că avem nevoie să întărim acest partid și ca să-l putem întări și să-l creștem, să-l dezvoltăm, e important ca cei care au făcut acest pas să se înscrie în USR și în Plus și au crezut și au susținut fuziunea, să se simtă ei înșiși bine în acest partid și să-i poată convinge și pe ceilalți să vină alături de noi, pentru că România are nevoie de o alternativă pentru modernizare, pentru reforme și așa cum stau lucrurile acum, din ceea ce vedem în ultimele luni și în ultimele săptămâni pe arena politică, USR Plus va avea un rol important de jucat în perioada următoare până în 2024 pentru a oferi o alternativă reală la modernizarea României. Trebuie să ne propunem câștigarea alegerilor prezidențiale și alături de asta câștigarea celorlalte alegeri locale, parlamentare, ca să putem asigura fără alte compromisuri, modernizarea pe care am promis-o încă de când am înființat acest proiect. Vreau să-i mulțumesc lui Dan pentru că a crezut în acest proiect
pentru că a pus totul la bătaie în această competiție internă și să-l asigur și să-i asigur pe toți colegii că vom lucra împreună. Îmi doresc să ținem împreună toate forțele pe care le avem, pentru că avem nevoie de experiența tuturor celor care în ultimii ani au asumat responsabilități și în partid și în stat, și sunt convins că vom găsi modalitatea să lucrăm împreună, oricum eu asta îmi doresc. Vă mulțumesc, evident, rezultatul trebuie să fie validat de congres mâine și abia după ce avem această validare putem vorbi de o concluzie finală a acestui proces pentru care am parcurs o etapă importantă astăzi. Vă mulțumesc. Dan? Dane? Mâine vom alege biroul național. Astfel de decizii sunt discutate și luate în biroul național, așa cum am făcut-o și până acum. Dacă va fi nevoie pentru decizii importante, vom merge și în comitetul politic. Deci nu o să vă spun astăzi mai multe decât ceea ce știți. Știți care a fost poziția USR Plus până acum? Nu cred că această poziție se va schimba. Putem intra într-un guvern de coaliție cu PNL și cu UDMR dacă avem un premier cu care putem lucra și în niciun caz acel premier nu poate să fie Florin Câțu. Vom avea săptămâna viitoare moțiunea de cenzură care va fi votată, pe care noi o vom susține. După ce vom vedea rezultatul, cred că vom putea discuta în alte condiții și vom vedea ceea ce își dorește și PNL, pentru că deocamdată nu e clar ce își dorește PNL-ul. Să treacă congresul și după ce trece congresul, după o primă discuție în biroul național, vom lua decizia legată de direcția în care mergem. Dar dumneavoastră veți avea o discuție cu premierul? Nu am ce discuție să am astăzi, dacă mâine. Sună. Păi și dacă mă sună, v-am spus mâine. Dacian Cioloș, noul președinte, singur președinte de acum încolo al USR Plus, a ales foarte strâns la scor 50,9 față de 49,1 cât a obținut Dan Barna, contracandidatul lui. Discutăm despre semnificațiile momentului. Alexandru Lăzescu, jurnalist, editorialist. Bună seara, Bruno Ștefan, sociolog, directorul Biroului pentru Cercetări Sociale. Bună seara, mulțumesc domnilor. Andy Lăzescu, îngreunează, complică negocierile pentru revenirea la guvernare? Cum arată lucrurile de luni încolo? Nu cred că se schimbă foarte mult. Singura problemă e că în acest moment e interesant, e oarecum surprinzător rezultatul. Probabil Dan Barna se va întreba încă multă vreme de acum încolo dacă ieșirea de la guvernare nu cumva a fost fatală în această cursă, pentru că cam acum o lună de zile lucrurile păreau să se ducă mai degrabă să fie el favoritul. E adevărat că cred că au funcționat și alte lucruri. S-a gândit poate și din perspectiva candidatului la prezidențiale, nu, președintele partidului. E greu să mai vii tot cu Dan Barna, care n-a performat teribil în ultimele alegeri prezidențiale. Și va fi interesant. Acum o altă problemă pe care o au și ei, ca și prin alte partide, e tensiunea dintre cele două. Știți că asta există, ea nu dispare așa deodată, numai pentru faptul că s-au făcut alegeri. N-au dispărut ele facțiunile PDL și PDL cu PNL. Exact, liberalii. Uh-huh. Aici, mai ales, probabil că există o anumită frustrare în USR. USR este totuși partidul care avea o asatură. Nu a venit, oarecum așa, a venit pe deasupra, a căpușat, ca să zic așa, într-un fel. Și totuși, USR-ul. Aici vorbim de persoană și personalitate și cred că e important aspectul, nu? Până la urmă, exact cum ați zis, bun, Dan Barna poate n-avea profil de prezidențiabil pentru 2024 în momentul ăsta, dar e mai mult decât atât. E să fi costat foarte mult, Bruno Ștefan, să fi costat decizia ieșirii de la guvernare,
Oare să-l fi costat pe Dan Barna? Au ei fost... spun că toată lumea e aliniată și că nu contează cine-i președinte, poziția ar fi fost aceeași. Au fost multe, poate a contat și ieșirea de la guvernare, dar cred că puțin. În mai mare măsură a contat, după mine, faptul că Dacian Cioloș are alte atouri pentru partid mai importante. Dan Barna a început să devină arogant și vedeți că inclusiv baza partidului se depărtează de liderii aroganți. Iar și asta poate a contat și ea puțin. Dar mai ales faptul că Dacian Cioloș nu doar că este mai modest ca personaj, dar are o reprezentare internațională, o recunoaștere internațională mai mare și are profilul prezidențiabil, are posibilitatea să obțină un scor mai mare la alegeri. Poziția asta a lui de europarlamentar, ai fi zis că tocmai îi îngreunează accesul la șefia USR Plus, pentru că i s-a reproșat pe diverse canale că nu e aici, că lipsește, că n-a fost nici măcar la întâlnirea cu președintele Iohannis după ce plecaseră useriștii de la guvernare. Adică a fost un cal de bătaie absența lui sau implicarea lui mai mică, aparentă. Acum... Nu a fost. Eu am citit cu atenție ce spunea Cristian Ghinea, că de fapt ieșirea de la guvernare era negociată cu ceva timp înainte. N-a fost un heirup gata, l-a dat jos pe Stelian Ion și și-au luat cei de la USR jucăriile și-au plecat. A fost un agreement acceptat de comun acord pentru că se pregăteau pentru prezidențiale. Uh-huh. Acum... Eu știu că liderii USR își doresc să revină. Contează și faptul că votul de blam la adresa lui Dan Barna poate a contat că unii și-au stricat anumite cariere intrând în funcții publice, au renunțat la altele și credeau că vor putea face ceva. Eu știu că sunt unii care ar dori să vină, dar nu cred că vor ajunge la guvernare curând. Adică sentimentul meu este că, informațiile pe care le am eu este că deja unii PSD-iști au primit ceva prin deconcentrate și că vom avea un guvern minoritar până prin februarie. Și că PSD-ul va susține tacit sau nu știu cum să meargă, să treacă mai departe de România, pentru că suntem într-o situație în care, cum să vă spun, au vrut să fugă și USR și PSD fug de guvernare, de ceea ce urmează. Gândiți-vă că vin facturile la energie la sume colosale. Da, apropo de fuga asta, domnule Lăzescu, să fugi pare o strategie, să te conservi în opoziție, să crești pentru 2024 când ai atâtea alegeri, dar nu cumva fuga e prea devreme decât fusese calculat? Adică după niște luni în care n-ai arătat mai nimic că poți face ceva până la urmă. Cu siguranță e prea devreme și în plus chiar ei vin cu un pasiv destul de neplăcut și la sănătate. Nu zic că neapărat să datorează lor, că e un sistem întreg. Dar avem primăria de la sectorul 1, deci USR-ul, sigur, nu mai e USR-ul acela imaculat care a intrat la guvernare și care, sigur, neavând... Și aici e o discuție, pentru că Dacian Cioloș, dacă tot vorbim despre el, a fost până la urmă prim-ministru. Și iată, într-un guvern care avea sprijin PSD, să nu uităm că Vasile Dâncu era vicepremier în acel guvern. Dar nu numai el, Cristighinea și Taparna a fost secretar de stat, deci nu sunt chiar... Dar în esență, partidul a venit cumva pe un val de partid care... Bine, trebuie să schimbe totul și sigur că acum nu mai e în aceeași situație. Noi avem o situație extrem de complicată. Eu sunt convins că PNL-ul nu prea își dorește să reia căsătoria asta la guvernare cu SR-ul, dar sigur asta are un cost, acest lucru. Noi avem o situație foarte specială pe care n-am mai avut în alte alegeri. Avem un partid alt care are undeva... Putem, deocamdată are, dacă nu creșesc, în jur de 14-15%, de altfel va putea să mai crească. Acest partid, la fel ca AFD-ul în Germania, de exemplu, nu este un partid pregătat pentru nimeni. Adică nici PSD-ul nu poate merge cu AUR, nici PNL-ul. Dar gândiți-vă că scoțând din ecuație un calup destul de substanțial din vot, devine foarte complicat să faci și coaliții care să funcționeze. Pentru că dacă ne uităm în acest moment, și vreau să vă spun că chiar dacă
ar fi alegere anticipată, cu toată lumea. Sigur, PSD-ul le va câștiga, dar le va câștiga cu 35-37%. Nu e suficient să guverneze, având în vedere că USR Plus e greu de crezut că ar veni alături de PSD, PNL, mă rog, că puțin în acest moment pe Carpaciu, deci nici alegerea anticipată nu a rezolvat. Deci suntem într-o situație extrem de complicat. Noi n-am mai avut situația asta. De mai erau partide mici. Amintiți, au fost ALDE, PMP, deci se mai putea da. Jongla cu aceste partide. Domnule Ștefan, e alegerea asta într-un fel decisivă pentru parcursul discuțiilor de luni încolo? Strategia va fi, oricum, poziția a fost anunțată și astă seară. Fără Florin Câțu premier, altfel nu ne întoarcem la masa discuțiilor. Ce simțiți că se va întâmpla? Nu se va mai negocia nimic cu USR-ul. Până prin februarie, când probabil, dacă va fi un val puternic de revoltă, va fi dat la o parte. Eu cred că Florin Câțu va beneficia de un sprijin în Parlament de guvern minoritar. Mai toate partidele au văzut coalițiile astea fac ca guvernarea să meargă cu frâna de mână. Avem exemplu CDR-ului, avem exemplu Alianței, da, întotdeauna s-au ciondănit și în percepția publică pierdeau. Cum, gândiți-vă că am avut guvern minoritar și pe Călin Popescu-Tăriceanu și guvernul Ludovic Orban și în momentul ăla actul guvernării a fost relativ mai coerent, fără certuri. Și de aceea, în perioada asta, cu pandemia, în care suntem numărul unu în lume la morți și în care cresc prețurile la energie așa de mult, și conflictele în guvernare ar fi ceva care ar scoate lumea în stradă. De aceea, cumva, PSD-ul le dă un bilet, mai guvernați 4-5 luni singuri, încercați să scoateți țara din criză, vă dăm oameni pe unde vreți, în deconcentrate, câți avem și noi, nu mai treceți această furtună. Despre acest context complicat, da, vă rog. Da, e greu totuși de crezut că Florin Câțu ar putea rezista, poate într-o altă formulă revenind. Va fi greu pentru, pentru PNL să reușească să oprească mulțimea de cenzură de marți. Mai ales că vedem o totală lipsă de asumare și de responsabilitate în chestiunile astea de care vorbeați și dumneavoastră, care ne frământă. Cel mai recent exemplu, tragedia de astăzi de la Constanța. Ne întoarcem și discutăm despre căutarea și asumarea responsabilităților în situația asta în doar câteva momente. Rămâneți cu noi! Da, autoritățile caută țapi ispășitori, acarul păun în tragedia de la Constanța. Noi căutăm responsabilități pe bune, responsabilități adevărate. Continuăm discuția cu Alexandru Lăzescu, Bruno Ștefan. Domnule Lăzescu, statul ăsta de care vorbește președintele Klaus Iohannis, stat în fruntea căruia se află șeful statului, nu? Care zice președintele a eșuat din nou în a asigura securitatea, siguranța cetățenilor săi, i-a dezamăgit din nou. Cum vine declarația asta? Cine-i de vină, de fapt? În general, astfel de cazuri, cineva trebuie să-și asume. Acum e și complicat ca un ministru interimar la sănătate. Sigur, te poți duce la primul ministru, să nu uităm că după tragedia de la Colectiv, Ponta a plecat, nu? Din fruntea guvernului și a venit domnul Cioloș, pe care tocmai vorbeam. Situația e mai complicată în realitate, pentru că e un sistem, dacă vă uitați, și nu e situația numai la noi, e un sistem întreg, sunt mii, zeci de mii de oameni, tot felul de instituții, care sunt acolo de multă vreme. Chiar dacă pui un ministru la un moment dat undeva, eu nu spun că nu contează ce ministru pui. Sigur că contează și probabil că un ministru mai competent putea să facă mai mult. Dar nici să nu credem că un ministru poate să facă minuni în, știu, un jumătate de an, un an. Tocmai, e un proces delungat care... Tocmai de asta. Nu ai mai degrabă de a face decât să cauți 15.000 de responsabilități separate, să-ți asumi ca prioritate investiții acolo unde ai nevoie, mai ales într-un sector, într-un domeniu de ăsta sensibil, cum sunt ATI-urile, mai ales în perioada pandemiei.
Adică... Dar aici, ca să, înainte de a, de a lăsa pe domnul Bruno Ștefan, vreau să spun, sigur că aici, așa e ce spuneți, dar nu numai investițiile. Poți să dai bani foarte mulți, depinde cine îi gestionează, până la urmă, că dacă banii aia nu sunt gestionați cum trebuie, de altă parte, iar suntem într-o situație specială. Mă uitam la profesorul Străinu Cercel, care explica că totuși noi suntem în niște spitale care sunt destul de vechi, mă rog, oricum cu instalații electrice așa cum sunt ele, în care s-au băgat foarte multe tuburi de oxigen. Rețeaua electrică e la cât, dacă vă uitați cam peste tot, au fost problemele astea, au venit de la rețeaua electrică. Păi da, discutăm de un an de zile despre chestiunea asta, de la piață. Da, eu nu vă, da. Nu vă contrazic, dar vreau să spun că e un cumul de factori care totuși până la urmă trebuie să vedem lucrurile și din punctul ăsta de vedere. Asta nu înseamnă că putea să se facă sigur mai mult. Da, vă dau câteva soluții. Vă rog, domnule Ștefan. Banale. Eu aș aduce acum absolvenți de management de la universități din străinătate, dar și de la noi măcar îi școlim, avem atâtea facultăți de management, îi școlim degeaba că nu ocupă funcții. Și să gândiți-vă că oamenii care ocupă funcții în sistemul de stat n-au citit, 90% au făcut cercetare, peste 90% n-au citit un articol măcar de management, nu o carte. Ei sunt niște analfabeți în ale conducerii, ei învață la locul de muncă și atunci... Tot, orice manager doar cărpește, pentru că este supus unor presiuni, îi lipsește educația, nu are strategii cum anume să gestioneze și atunci el zice, bă, fac tot ce pot. Bun. El pare atât de încărcat de sarcini. Peste de asta o să vă reamintesc banal. Declarația primarului Constanței, care astăseară a postat acel material video în care dădea niște explicații și în care spunea, da, ni s-au cerut niște senzori. Dar noi am zis că facem un proiect mai mare pe bani europeni și asta durează, ne-a lăsat să înțelegem domnul Chițac. Și ne-a mai și avertizat, vaccinați-vă să n-ajungeți în situația asta. Sigur că aici, dar vreau să vă spun un lucru, că am fost și eu, am condus o instituție cu 2500 de oameni. Problema nu e băieții ăștia de la USR, și FED, ca să zic așa, cer scuze de exprimare, dar eu venit fără niciun fel de experiență de viață. Nu e suficient să vii. Ai făcut niște cursuri de management. Bun. Credeți că asta rezolvă? Trebuie să știi să interacționezi cu oamenii, să faci compromisuri până la un moment dat, să miști un aparat, pentru că nu poți să-i schimbi. Legislația, vreau să vă spun, legislația muncii atât de gidă, mulți care sunt, pe care, dacă zicem, vrei să-i dai afară, se întorc, câștigă aproape totdeauna în justiție. Deci lucrurile sunt mai complicate și eu cred că trebuie să ai anumită experiență. Cel puțin în niște funcții cheie. Eu m-am uitat, vorbim de Stelian Ion, de Voiculescu, de... Bun, Ioana aici Micaela. Vorbim de o agenție al cărui președinte, da, demis de Câțu, cel de la USR, da, zice că nici măcar nu avea ce să facă pentru că i s-a suspendat activitatea încă din primăvară, zice domnul acesta. Da, ce că nu avea voie să mai facă controle în teritoriu, că premierul însuși a suspendat deplasările astea în teritoriu. Sigur, așa zice el. Sunt multe explicații, rămâne de văzut. Da. Acum, sigur, știți, e și o bătălie de aruncat cu responsabilitate. Da, chiar mă mir cum îl uitase Câțu pe acest ultim USR plusist rămas într-o funcție în organigramă. Dar uite că acum e de folos că poate să arunce da, din aia exact. Pe el. O ultimă idee, Bruno Ștefan, cât îi costă, cât îi va costa pe cei aflați acum la putere încă o poveste ca asta? Enorm de mult. Enorm de mult și cred, adică nu cred, știu că liberalii nu-și dau seama cât de greu se câștigă ceea ce pierd cu astfel de cazuri. Ei cred că ne revenim. Nu, eu am fost implicat în atâtea campanii și știu cât de greu te lupți pentru 1% pe care îl pierzi, așa cum au pierdut, nu 1%, mai mult. Și în condițiile în care sunt pe topogan și vin și astfel de situații, ele sunt dramatice, de aceea soluția e când vezi, măi, ai pățit odată la Piatra Neamț, a treia oară este o problemă. A treia oară caz major, că au fost în total 10, din fericire, să zicem, nu toate soldate cu un număr atât de mare de victime. Mulțumesc foarte mult, domnilor, special cu Nadia Ciurlin, imediat pe B1 TV. Rămâneți cu noi! Respiră aer curat la Arbor Residence în Mogoșoaia.